Am revenit așadar, agricultura o șansă pentru România. Suntem în partea a doua și vă spuneam că încercăm să vedem ce se mai întâmplă cu situația din sectorul de creștere a ovinelor. Am văzut și câteva vești bune, am văzut și poate că mai sunt în continuare și unele probleme. Și pentru a discuta pe această temă și pentru a primi informații, am invitat-o astăzi pe doamna Constanța Ștefan, este președintele Asociației Țara Loviștei, crescător de ovine. Bună ziua, doamna Ștefan, vă mulțumesc din nou pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc eu pentru invitație. Bun, cu ce începem, cu veștile bune sau cu cele mai puțin bune? Cum preferați? Întâi vreau să fac o precizare. Vă rog. Ați spus dumneavoastră agricultura o șansă pentru România. Da, da, aveți dreptate, o șansă pentru România, dar e vorba de vegetal și de legumicultură. În niciun caz de zootehnie, care este indiferentă tuturor autorităților. Și acum întrebați-mă, să începem cu veștile bune. Începem cu veștile bune. Dar ne mai întoarcem poate un pic la finalul discuției noastre, ce ar trebui să facă autoritățile, că ziceați că sunt sigur un că pic... Da. Eu consideram că veștile bune, am văzut două știri din media. Una că avem o delegație din Maroc și înțeleg că dorește să facă contracte pentru cumpărarea de animale vii, de respectiv de ovine. Și a doua că a început exportul în Iordania, dacă nu mă înșel, de animale vii. Le considerați vești bune? Le considerați pași pentru o normalizare a situației? Da, le consider un început, ca să spun așa. Știam, da, este bine că a început în Iordania exportul, dar la prețurile care sunt e cam o bătaie de joc. Deci este problema bine... e legată de prețuri, nu spuneți, sunt mici? Prețurile sunt extraordinar de mici, dar o să precizez mai târziu asta. În Maroc știam deja, încă de când a fost delegația NSBSA și câțiva fermieri în Maroc, s-a hotărât să se înceapă exportul cu Marocul. Tocmai de asta a venit și mă bucur că a venit foarte repede delegația din Maroc ca să vadă concret cum sunt lucrurile în România și să înceapă exportul. E bine că s-au închis toate pocarele, ca să spun așa, dar ce pot să zic? Această peste a creat o situație, să spun eu așa, de forță majoră în fermele oierilor. Repet ceea ce am spus de 100 de ori și nu-mi scoate nimeni din cap. Această peste a fost adusă în România de concurența agresivă dintre exportatori. O duceam bine, să știți. Prețul la miel era poate puțin mai mare decât normal, dar era bine și fermierii puteau, neavând alte posibilități decât prin valorificarea mielilor să aibă venituri, era o situație bună, dar ca de obicei trebuia să ne dea cineva în cap. Și ceea ce au vrut să facă prin această pestă, s-a întâmplat. Au scăzut prețurile. Vă dați seama, acum se vinde între 12 și 15 lei. N-ar fi necazul ăsta cel mai mare. Problema este că atâtea luni, datorită faptului că s-au întrerupt vânzările de miei, oamenii au cheltuit enorm ca să țină în continuare acestea. Spuneați dumneavoastră la intervenția de acum, cred că undeva la o lună discutam pe această temă. Deci au fost niște cheltuieli ale fermierilor. Niște cheltuieli enorme. Am adus la cunoștință, nu numai eu, ci împreună și cu alții președinți de asociații și fermieri, am fost chiar și la premierul Marcel Ciolacu, am fost la Ministerul Agriculturii, nu știu unde n-am fost, la întâlniri de la NSBSA, mi s-a promis mare acusarea. Dar nimeni nu face nimic, nici să ne... E un caz de forță majoră, asta să se înțeleagă. Nu din cauza noastră a oierilor am făcut aceste cheltuieli enorme pentru a ține animalele, din cauza acestei peste care a apărut în România. Trebuia autoritățile să ia măsuri
și să respecte și munca oierilor, nu să-i aducă mai rău în sapă de lemn. Toate astea au fost amplificate de seceta care a fost în acest an. Curajele s-au îmbunătățit. Să dea Dumnezeu să nu am dreptate, dar mi-e teamă că ne așteaptă o iarnă extraordinar de grea, când poate în mijlocul iernii vom rămâne cu animalele să nu avem cu ce să le mai hrănim. Să vedeți atunci consecințele acestei indiferențe din partea autorităților. Am solicitat să ne dea ajutor de secetă. S-a dat la vegetal. Foarte bine că s-a dat, domnule, dar vegetalul fără zootehnie nu este nimic. Tot la noi se duc ce majoritatea producției din vegetal. Ori de, noi, dacă nu putem și pentru deci noi... Deci n-ați găsit înțelegere pentru... Îmi pare rău, dar n-ați găsit... agriculturii românești începe să cam deraieze, începând cu locomotiva. N-ați găsit înțelegere pentru un ajutor de secetă, spuneți, pentru zootehnie? Nu, nu am găsit înțelegere, am găsit numai promisiuni. Și pentru ajutorul pentru fermele oierilor care nu au avut animalele vândute, nici pentru secetă, nici pentru nimic. Îmi pare rău, dar să știți că așa cum porcul, așa cum bovina, sunt sectoarele zootehniei, domenii care sunt în declin. Uh-huh. Oieritul era singurul sector care avea balanța echilibrată. Păcat. Nu știu ce se va întâmpla. Numărul de femele matcă în oierit deja au început să scadă enorm și din an în an mai mult. Ce vom face? Numărul de oi în România nu va mai fi la peste 10 milioane, va fi, cred că, la 5-6 milioane într-un an, doi. Și nimeni nu ia măsuri. Credeți că așa de dur o să scadă, așa de mult o să scadă efectivul? Deja de 2 ani este în regres acest număr al femeilor matcă. Situația de anul acesta, nu știu dacă ați observat, toate anunțurile sunt pline de oi de vânzare. Oamenilor le e frică să mai intre în iarnă. Dacă nu îi ajutăm acum, când îi ajutăm? După ce le mor animalele sau le dau pe nimic? Și mai este o problemă. Vă rog. Foarte mulți oameni, foarte mulți fermieri și-au vândut animalele și chipurile le-au vândut, dar banii îi primesc peste 3, 4, 5, 6 luni. Nu știu, trebuie luată... De ce? Așa e metoda de plată sau de ce? Sau, dar nu este o metodă, este, cum să zic, un șiretuit al exportatorilor de a munci pe banii noștri. Ai fermieri, a, ok, am înțeles. Deci, e vorba de exportator, deci o vânzare prin... La cei care cumpără ei de la fermieri. Am înțeles, deci, da. Ei, în loc să împrumute de la bancă bani, așa cum e normal, în condițiile de la bancă, uh-huh, ei se mulțumesc să zică, lăsați că dacă nu mi-i dați nouă, n-aveți cu să-i mai dați. Dați-mi uh-huh și vă dăm peste 3-4 luni bani. E... Ori e ceva corect. E așa numitul credit furnizor, așa, trăiesc pe banii furnizorilor. Pe... Exact, trăiesc pe... Dacă n-am fi noi, pur și simplu ei n-ar avea bani să cumpere animale și să se îmbogățească, că după aceea pur și simplu râd de noi. Nu știu, eu am solicitat să se revadă toată această activitate de export a animalelor din România pentru... Uh-huh. A putea lua măsuri de la anul. Am solicitat chiar un preț minim garantat, cum e în Polonia, cum e în Ungaria. Tot ce merge la export în aceste țări, în cazuri de forță majoră, statul asigură un preț minim garantat. Păi când la noi, la 12, 13, 14 lei, nici nu ne acoperim cheltuielile cu ce am consumat pentru hrana animalelor în această perioadă. Deci eu cred că situația în oierit nu este deloc roz. Foarte am bine înțeles că începe exportul, dar, nu e suficient, ar trebui spuneți și prețul să crească. Uh-huh. Dar practic pesta e terminat acest proces, adică s-a eradicat. Da, pesta este eradicat. Săptămâna trecută citeam aici la Agro TV, scuzați-mă doar o precizare, citeam la Agro TV că era o problemă în județul Timiș, unde un fermier n-a vrut să lase autoritățile să intre. Vedeți, să... dumneavoastră, asta a fost problema. Și cum le-am spus și la colegii mei, și mulți, și dintre oieri m-au înjurat. Oameni buni, este perioadă electorală. A mai venit și pesta, a venit seceta, a mai venit și perioada electorală, când se găsesc tot felul de profitori care să păcălească ciobanii, să le promită mare acusarea, numai pentru a avea ei
cum să spun, să aibă ei capital electoral. Capital politic, da. Sau... Da, chiar am văzut zilele acestea, un, că au devenit toți vedete pe Facebook, am văzut un live sau ce era, în care spunea, lasă-mă, hai să facem cât mai multe înregistrări, să le avem și să le folosim acum în campanie, să le scoatem, să vadă lumea că ne preocupă. Da, îi preocupă din 4 în 4 ani. Ceea ce nu e corect. Așteptăm cu nerăbdare, cel puțin eu, să treacă această perioadă, da. Și vă spun eu că oierii vor fi o forță cu care, dacă nu vom fi băgați în seamă, vor avea mult de lucru autoritățile. Trebuie să ne respecte și să aibă grijă. Noi nu vrem mila lor. Noi vrem să fim lăsați în pace, să putem să producem și pentru noi și pentru piață, să putem trăi omenește, că sunt peste 100.000 de familii de oieri în România. Am înțeles. Deci, credeți că, sau ideea, speranța dumneavoastră este că după trecerea acestei perioade electorale, înțelegem acum că politicienii, deși sigur nu e neapărat de înțeles, dar putem înțelege că politicienii sunt ocupați cu campania, dar după aceea va trebui să vă așezați la masa unui dialog și să, nu numai atât, să și vedeți niște rezultate concrete, că înțeleg că dialogul a mai fost, au mai fost întâlniri. Dialogul a mai fost, dar și la noi în noierii suntem și foarte despărțiți, nu suntem uniți. Ar trebui să avem toți aceeași voce ca să fim luați în serios până la urmă. E adevărat. Pentru că degeaba se duce unul cere numai pentru el, se duce altul cere numai pentru el ceva. Nu. În noierii interesul trebuie să fie pentru toți fermierii din România. Nu mai vreau legi date numai pentru un fermier sau pentru un grup de fermieri. Vreau legi date să fie valabile pentru toți oierii din România, care măcar să ne ajute în munca noastră și să nu ne încurce. Da, cred că nu sunteți prea populară când spuneți lucrurile acestea, dar cred că aveți dreptate când trebuie să fie... M-am săturat și când sunt populară și când, când da. Le-am spus că se amestecă politicul în aceste manifestații care au fost și totul, unii m-au înjurat, dar am dreptate, acum îmi dau dreptate. Mie nu mi-a fost frică să ies în față și să-mi spun părerea și așa o să mi-o spun totdeauna. Poate da, diferența dintre mine și alții care ies la 3-4 ani odată este că eu o spun și îmi susțin părerile mele. Nu mă interesează ce zice unul sau altul. Eu vreau bine pentru oieri, vreau bine pentru fermele de ovine din România. Pentru că avem potențial. Avem potențial mare și putem să facem mult bine pentru oamenii din România prin creșterea ovinelor. Uite, acum chiar ca să vă spun ceva, bă, în București, în... Vedeți că suntem în direct, vă aude toată țara. Pot să da. Vă rog. Fermierii români își expun produsele la vânzare în târgul de Sfântul Mihail și Gabriel. Ah, da, da. Păi asta e o veste, trecem la vești bune asta sau nu? Păi asta o trecem la vești bune și am vrea să facem cât mai multe aceste lucruri. Am vrea să se dea drumul la, în fiecare județ măcar, la un târg de vânzare a ovinelor. Să, într-adevăr, s-au mai îmbunătățit condițiile și este mai ușor să ne vindem produsele. A, și încă o veste bună. Vă rog. În legea cooperativelor a fost modificată și s-a introdus o condiție în HOMP a și gospodăria țărănească să fie recunoscută și să vândă cu foarte mare ușurință chiar produse procesate de calitate. Devin membri ai cooperativelor și nu vor mai lua de la primăria atestatul de certificatul de producător, îl vor lua de la cooperativă și îi ușurează mult mai mult condițiile. Și eu aș merge mai departe, gospodăriile țărănești să fie, cum să zic, bazate și pe înființarea cât mai multor puncte gastronomice locale. Trebuie să devenim furnizori în țara noastră de produse din lapte și carne de oaie, de produse din lapte și carne de capră. De acord, aveți dreptate. Noi am mai abordat aici la Agro TV, în emisiune, și eu și colegul Ovidiu Ghinea, tema aceasta a punctelor gastronomice locale. Le susținem, dorim să se înființeze cât mai mult. Și mai am o chestiune pe care vreau să o precizez. Sunt de acord cu dumneavoastră, aveți dreptate de fiecare dată. Și le spun și telespectatorilor, vă spun și dumneavoastră, de fiecare dată când noi v-am sunat și ați putut, sigur, că cu programul ați intrat în direct cu noi și în legătură cu noi și ați vorbit foarte deschis despre acest sector, deci
aveți dreptate că vă spuneți opinia și cred că e bine că faceți lucrul acesta. Doar o concluzie, doamna Ștefan, pentru acest moment. Până la urmă, iarna asta înțeleg că e destul de complicată pentru cioban, nu? Este destul de complicată. Așteptăm doar ca odată cu deschiderea exportului iar către mai multe țări să crească prețul la deci prețul e problema, da, da. Din România, ca să putem să ne recuperăm și noi ce am pierdut în vara aceasta. Și vreau să fac un avertisment pentru cei care vor urma în România. De anul viitor, să știți că ciobanii vom face totul să fie uniți și vor avea viață grea cu cei care nu vor lua în serios problemele din oierit. Bine, de acord și cu această ultimă, să zicem, nu, exprimare. Vă mulțumim pentru prezență, vă mai așteptăm și sigur când și prin telefon și când sunteți în București, vă invităm aici la noi la Agro TV. Vă mulțumesc, doamna Ștefan, încă o dată. Vă mulțumesc și eu, o zi bună la toată lumea. O zi bună, doamna Constanța Ștefan a fost alături de noi, președintele Asociației Țara Loviște, o asociație de producători, de crescători de oi. Ați văzut cu problemele curente, adică înțelegem că pesta micilor rumegătoare, cum se numește ea, a mai scăzut în intensitate sau chiar a fost oprită, eradicată, cum se spune, dar acum a apărut această temă a prețului mic. Majoritatea crescătorilor au avut pierderi, spunea doamna Ștefan că au fost obligați să, cum se spune, să țină miei mai mult timp, au fost costuri, ori iată că acum prețul este mic. Bun, vom mai discuta pe această temă. Suntem acum în legătură directă cu colega noastră Raluca Daria Diaconiuc, este corespondent Agro TV și Prima TV în județul Iași, în regiune. Bună ziua, Daria, mulțumesc pentru prezență. Bun găsit! Așadar, ce vești mai ai de la din Iași, din zonă? Astăzi a fost primul târg de cariere organizat în foaierul din fața aulei Universității Științelor Vieții din Iași. Peste 20 de companii din mai multe județe ale țării au venit să își găsească viitorii angajați. Sunt firme care au venit, așa cum spuneam, din mai multe zone și caută de la ingineri în domeniul horticol, în zootehnie, dar și persoane care să meargă pe partea de mecanizări și cei care sunt interesați de domeniul viticol sau agroalimentar, firme cunoscute, crame, oameni care și din panificație, care spun că au nevoie de forță de muncă bine specializată sau de tineri care au bazele puse, cum sunt cei care absolvă una dintre facultățile Universității Științelor Vieții, și chiar astăzi una dintre firme îmi spunea că aproximativ 70% dintre cei care lucrează la firma de panificație din județul Iași are persoane absolvente de Universitatea Științelor. Ok, am ratat un pic legătura cu colega Daria Raluca Diaconiuc. Încercăm să refacem legătura, că aveam câteva întrebări și tocmai ne spunea niște lucruri interesante vis-a-vis de târgul de cariere, cum se spune, de joburi de la Iași. Până când o regăsim pe Daria pe calea telefonului, evident. O avem deja, deci nu mai citim titluri. Bun, acum te auzim din nou, Daria. Ne-am oprit acolo unde spuneai că erau, mă rog, ne vorbeai despre joburile căutate. O firmă din panificație, da, firmă, care da? Are foarte, foarte mulți angajați absolvenți al Științelor Vieții și un lucru îmbucurător a fost declarat astăzi discutând cu rectorul Universității Gerard Gitareanu, care îmi spunea că, din fericire, vorbim de 80% dintre absolvenții acestei instituții de învățământ universitar
agricol din România care, iată, reușește să dea forță de muncă pentru cei din zona de nord-est. Pentru că fie vorbim de persoane care își fac ferme proprii sau duc mai departe ceea ce au deja de la părinți, fie vorbim de tineri care își găsesc un loc de muncă în acest domeniu al agriculturii sau industriei alimentare, având bazele puse la Universitatea din Iași. Și lucrul ăsta, într-adevăr, a fost subliniat și de cei de angajatorii care au ajuns astăzi și au venit la primul târg de cariere și care, într-adevăr, îmi spuneau că au venit acolo pentru că știau că pot să găsească ceea ce au ei nevoie. Iar domnul prorector Vasile Soreu mai spunea un lucru important, că înainte de angajare este bine că astfel de firme oferă internship-uri pentru studenți care se familiarizează cu ceea ce și-ar dori viitorul angajator și înțeleg mai bine, practic, ce se caută pe piața muncii, pentru că de foarte multe ori există această discrepanță în alte domenii de activitate, cel puțin le-am observat mergând la astfel de evenimente, că una cere angajatorul și alta reușește să ofere liceele sau universitățile. Aici fiind parteneriatele acestea de mai lungă durată și existând și workshop-uri, pentru că un lucru foarte interesant și important a fost astăzi, pe lângă acest târg de cariere care s-a ținut de la ora 10 și se încheie la ora 18, au existat și două workshop-uri cu specialiști de la firmele respective și din domeniul, bineînțeles, universitar, care au explicat studenților ce căutăm, ce am avea nevoie de la voi. Și, practic, deși știm că sunt multe companii și firme care doresc persoane cu experiență, iată că angajatorii noștri de astăzi căutau persoane care să aibă faza teoretică, baza teoretică bine pusă la punct, și practic ceea ce înseamnă practica să fie aprofundată în firmele și în fermele respective. Și asta mi se pare cât se poate de important, că practic le dă șansă celor care sunt la început de drum și exact cum spunea și rectorul Gerard Jităreanu, fiind la început de drum, tu nu poți să ai vechimea pe care mulți angajatori o cer de 2, 3, 5, chiar 10 ani. Dar văzând a fost prima ediție, Daria? Prima ediție. Și a fost interesant pentru toți cei participanți acolo. Tineri care spuneau că au găsit cam unde ar vrea să se ducă și practic nu par niște vise așa irealizabile. Și alți tineri care, văzând cam ce cerințe sunt sau cum decurg discuțiile cu angajatorii, au fost mai mult decât convinși acum că și-ar dori să continue afacerile familiei pentru că li s-a părut lor mai ușor să se descurce deja cu baza pe care au de acasă. Corect. Foarte bună inițiativa. Mulțumesc pentru informațiile de astăzi. Te așteptăm și în emisiunile noastre viitoare, Daria. Încă o dată mulțumesc. A fost cu noi Raluca Daria Diaconiuc. Ne oprim aici. Agricultura, o șansă pentru România. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe Agro TV la ora 19. Este jurnalul Agro. Vă doresc toate cele bune, să ne revedem și să ne reauzim cu bine.